Ucenicul și prigonitorul. Niciodată nu va putea nimeni să pună mâna pe Iisus, să-l prindă, cum nu poate nimeni să pună mâna pe soare sau pe vânt, cum nu poate prinde energia universului, căci Hristos este mai mult decât toate acestea. Ce absurditate, ce neghiobie să-și poată închipui omul că este cu putință să-l prindă și să-l nimicească el pe Dumnezeu. Hristos nu-i Biblia sa, el a fost și înainte de ea și va fi și după ea. Chiar dacă ar nimici oamenii Biblia, el tot va străluci veșnic, căci mai are alte 1000 de căi prin care să se facă iubit și cunoscut de cei cu suflete curate. Hristos nu-i nici biserica sa, este în ea, dar nu-i ea. Chiar dacă toate bisericile și adunările sale ar fi închise și dărâmate, aceasta nu va restrânge cu nimic lucrarea lui Hristos, pentru că El nu are un loc mărginit, ci este pretutindeni, ca soarele, dar și mai mult. Peștera sau pustiul, locul de muncă sau priciul de închisoare, gândul sau cuvântul, toate acestea pot fi, în cazuri de nevoie, tot atâtea altare sfinte, de pe care se poate aduce jertfa iubirii curate pentru cer, pentru Hristos. Și de pe toate acestea, Hristos poate primi această jertfă de plin și fericit. Numai inima care o aduce să fie curată. Nimeni nu va putea niciodată să pună mâna pe Dumnezeu spre a-L nimici, spre a-L opri, spre a-L închide. Dar Hristos va pune mâna, cu siguranță, pe toți vrăjmașii săi văzuți și nevăzuți. Iată, toată istoria este martoră despre aceste lucruri. Ce s-a ales până azi de toți vrăjmașii lui Hristos? Însă puțini sunt înțelepții care să învețe înainte de a păți. Cinste vouă a prozilor, oameni cu suflet cinstit, care ați fost în stare să judecați drept poruncile pe care trebuia să le executați. Și, în măsura în care v-au angajat și pe voi, nu v-au întunecat mintea și nu v-au nimicit personalitatea și voința sănătoasă, ci le-ați refuzat. Cinste vouă a prozilor, oameni simpli și curajoși, care ați fost gata să răspundeți mai degrabă de neexecutarea unui ordin nesocotit și nedrept, dat împotriva celui nevinovat, decât să faceți, conștienți, nelegiuirea de a-L aresta pe Hristos. Cinste vouă, care ați fost gata să suportați mai bine osânda legii omenești decât osânda conștiinței voastre și osânda lui Dumnezeu. Voi să nu vă faceți părtași păcatelor altora, care își apără cu voi situațiile și averile lor împotriva dreptății și milei cerești, care vine să vă ajute tocmai pe voi în primul rând, adică împotriva lui Hristos, împotriva binefăcătorului vostru, fiindcă numai cei blestemați au interesul ca Hristos să tacă. Nu-i ajutați. O, voi, toți cei care îl urâți pe Hristos, de ce nu veniți odată măcar să-L auziți și voi, cu urechile voastre vorbind? De ce nu vreți oare, înainte de a căuta să-L prindeți, să-L ascultați și voi, măcar odată? V-ați încredințat și voi atunci că niciodată n-a mai vorbit cineva astfel. Și v-ați mântui și voi, crezând în El. Nu v-ați osândi, condamnându-L. Glasul lui Hristos este cu totul altfel decât toate celelalte pe care voi le-ați auzit până acum. Nimeni n-a mai putut vorbi pe lume așa ca El. Voi, care ați ascultat predici pastorale, mesaje, cuvântări, voi, care ați ascultat extaziați glasul filozofiei, al muzicii și al poeziei, voi, cei care ați ascultat vocea îngerilor, a stelelor și a oamenilor, veniți să-L ascultați acum pe Hristos. Și spuneți apoi, dacă ați mai auzit vreodată ceva asemenea cuvintelor Lui. Voi, care ați auzit glasul dulce al copiilor voștri fericiți, voi, care v-ați îmbătat simțurile și mintea de chemările plăcute ale prietenilor voștri doriți și neuitați. Voi, care v-ați înfiorat de fericire, ascultând șoaptele dorite și negrăit de dulci
ale ființei pe care o iubiți mai mult decât orice pe lume, în stările voastre cele mai fericite, veniți să-L ascultați, după toate acestea, pe Hristos, vorbindu-vă în taina și apropierea inimii voastre. Niciun alt glas nu este ca al Lui. Facă harul lui Dumnezeu să vă apropiați și voi, toți cei care nu v-ați apropiat încă de Hristos, și să aveți și voi fericirea să-L ascultați și să-L cunoașteți, să-L iubiți și să-L urmați. Cred din toată inima mea că aceasta este unica fericire. Cred din toată inima mea că nu există alta asemenea ei. Când răutatea își face loc într-un om, toate orizonturile lui se îngustează, toate gândurile lui se strâng și toată inima lui ajunge robită tiranic numai de un singur sentiment fioros, ura. Ura apoi îi otrăvește omului toate sentimentele, fiindcă îi înveninează inima, izvorul simțămintelor. Ura deformează caracterul, schimonosește chipul, întunecă gândirea, subjugând-o, înveninează limba și cuvântul, robește întreaga ființă a omului și îl duce sub stăpânirea celui mai fioros demon, care îl folosește apoi la cele mai cumplite grozăvii. Nu urâți! Omul care urăște nu mai e om, ci drac, fiindcă nu există rău pe care acesta să nu fie în stare să-l facă. Nu există crimă de care acesta să se îngrozească, să nu o poată comite. Nu există nelegiuire de care să nu fie capabil. Nu există trădare, nu există nimicire. Nu există batjocură de care să se mai ferească omul care urăște. Nu există ceva atât de nevinovat, atât de sfânt, atât de drept, de omenesc sau de dumnezeiesc, pe care omul care urăște să nu fie în stare al necinsti. Nu urâți! Dacă mai este nevoie și de vreun principiu, de vreo justificare, de vreun motiv în numele căruia omul demon să poată face toate grozăviile de care este în stare, atunci tatăl său, diavolul, îi ține totdeauna la îndemână un astfel de motiv care să-l mulțumească și să-l acopere. Omul demon e în stare a se acoperi chiar și cu cuvântul și cauza lui Dumnezeu. Ioan capitolul 16, versetul 2. Pentru că și astfel de monștri au nevoie uneori să-și justifice față de ei înșiși ceea ce fac, spre a se putea suporta și încuraja în ceea ce săvârșesc. Altfel diavolul n-ar putea face din ei și cu ei tot ceea ce are nevoie să facă. Cei ce urăsc totdeauna se înșală pe ei înșiși. Întunecați de ură și orbiți, ei nu mai pot cunoaște niciodată realitatea și, neputând gândi la două lucruri deodată, se pierd singuri în prăpastia în care merg conștienți și voit. Poporul nu cunoaște multe legi, nici multă știință, nici filozofie înaltă, nici interpretări încurcate, dar are de la Dumnezeu un mare dar, intuiția, adică acel al șaselea simț, înnăscut în inima lui și care îi arată totdeauna, la răscrucii de istorie, drumul cel bun. Atunci când poporul nu-i forțat să ia o altă cale împotriva intuiției sale, el nu se înșală. Dacă este lăsat să meargă liber pe calea pe care și-o alege singur, poporul totdeauna îl alege pe Hristos și nu rătăcește. De aici a rămas vorba: țineți ca poporul ca să nu rătăciți. Doamne, luminează totdeauna popoarele. Amin. Libertatea și robia. Înțeleaptă este vorba: voința poporului este voința lui Dumnezeu. Conducătorii de popoare, cât au ținut seama de aceste lucruri, n-au avut a se căi niciodată. Numai când voința poporului a fost călcată în picioare, neținută în seamă și forțată, atunci s-a ajuns la greșeli uriașe, care s-au răzbunat apoi crâncen asupra tuturor. Totdeauna se înșală amarnic acela ce nesocotește norodul, batjocorindu-l. Disprețul față de norod și față de credința lui și față de nevoile și drepturile lui și față de dreptatea și de libertatea lui
totdeauna se răzbună cumplit pe cei care privesc norodul ca pe ceva vrednic de dispreț și se poartă față de el nedrept și necinstit. Fiii mei, frații mei, părinții mei, iubiți neamul din care v-ați născut, cu tot sufletul vostru și în tot ce faceți, urmăriți ridicarea lui, mângâierea lui, mântuirea lui și fericirea lui. Nu vă rupeți de norodul vostru, nici de credința lui, nici de speranțele lui, ci vă rupeți numai de păcatele lui, ca, printr-o trăire înaltă și sfântă, să-i puteți fi de folos poporului spre o tot mai înaltă rodire a lui în fața lumii și în fața lui Dumnezeu. Conștiința unui popor sunt fiii lui cinstiți și credincioși. Cu cât sunt mai mulți și mai hotărâți credincioșii din mijlocul unui popor și cu cât sunt mai ascultați, cu atât viața poporului lor întreg va fi mai curată și legile lui mai drepte și libertatea lui mai deplină și istoria lui mai frumoasă și traiul lui mai fericit. Niciun popor, ca și niciun om, nu-i lipsit de conștiință. Dacă glasul acestei conștiințe este ascultat, grozăvia este ocolită și pasul spre păcat rămâne nefăcut. Dacă glasul conștiinței este disprețuit și înăbușit, prăpastia nu mai poate fi ocolită, iar ispășirea va fi, sigur, tot atât de grea ca și nelegiuirea ce s-a înfăptuit. Numai omul care a venit la Hristos și cunoaște nașterea din nou, numai acela mai are lumina și măsura să știe unde este și cum se pregătește răul spre a-l opri. Numai el are curajul de a osândi păcatul și puterea de a lupta împotriva răului. O, ce mare nevoie este ca un astfel de om să fie ascultat, iar nu ucis. Singurii care mai strigă și se mai ridică împotriva nelegiuirilor și a stricăciunii sunt doar cei care au venit la Isus, cei cu adevărat credincioși, cei care îl cunosc pe Domnul și care se silesc să facă voia Lui, umblând în dreptate, în cinste și în neprihănire. Ei sunt cei mai necesari oameni pentru lumea asta. Omenirea, ca un om robit cu totul păcatului, nu-și mai ascultă propria sa conștiință și nu mai ascultă mustrările și chemările de întoarcere, ci caută să-și înăbușe conștiința, zugrumându-și-o, luând toate măsurile oprimării celor credincioși. De aceea, nimeni nu este mai nesuferit lumii acesteia decât acei care mărturisesc despre ea că faptele ei sunt rele. Dar nici mai necesari pentru omenirea întreagă ca aceștia nu mai este nimeni. Oamenii ar trebui să se bucure de cei credincioși și să-i suporte, ținând seama de cuvintele lor, căci atât timp cât omenirea îi mai are pe cei credincioși, nădejdea mântuirii ei nu-i pierdută, cumpăna ei nu s-a aplecat chiar cu totul spre pierzare. Dar când omul nu mai are nici o opoziție, e ca și când căruța nu ar mai avea nicio piedică și caii niciun frâu. Atunci cine să mai ocolească din timp primejdia? Și cine să mai împiedice la timp prăbușirea? Când într-un popor nu mai există oameni temători de Dumnezeu, cine să mai sfătuiască lumea? Și cine să mai protesteze, înștiințând și oprind la timp nedreptatea spre a nu se făptui? Spre a nu veni apoi pedeapsa lui Dumnezeu, care urmează totdeauna nedreptății. Nu-i urâți pe cei credincioși dintre voi și nu doriți ca ei să fie nimiciți. Ei sunt sarea pământului. Matei, capitolul 5, versetul 13. Doar ei mai împiedică putreziciunea și nimicirea voastră totală. Până când încă mai sunt ei, voi mai puteți avea nădejde de mântuire. Când cei buni nu vor mai fi, cine să se mai roage oare lui Dumnezeu pentru ceilalți? Și cine să mai frâneze prăbușirea? Și cine să se opună răului? Și cine să îndemne la bine, pentru a face ca viața să mai fie cu putință de trăit pe pământ? Iubiții și ocrotiții pe oamenii buni. Va veni în curând și ziua când oamenii evlavioși nu vor mai fi și numai după aceea veți vedea ce au însemnat ei pentru voi toți.
În toate cazurile de abateri, nicio lege din lume nu osândește pe om înainte de a-i da posibilitatea să se apere și, dacă poate să-și îndreptățească fapta, apărându-și-o și motivând-o, se ține seama de aceasta. Numai unde judecătorii sunt nelegiuiți și alcătuirea legii este nedreaptă, doar acolo nu-i așa. Omenirea are, de fapt, două feluri de legi după care se conduce, unele scrise, altele nescrise. După cele scrise își judecă prietenii, după cele nescrise își judecă dușmanii. Legiuitorul criminal crede că și-a putut acoperi fapta și și-a putut spăla mâinile, cum a crezut și Pilat, când osândește pe nevinovat, doar cu o spoială de argumente. Căci conștiința, și așa, crede el, nu se poate vedea de pe stradă și nu se poate ști de către mulțime. Dar fără de legea pe care n-o spală Hristos, n-o poate acoperi nici zidurile, nici casele de fier, nici cenușa, nici istoria, nici mormintele. Și așa este fără de legea săvârșită împotriva lui Hristos și împotriva celor nevinovați ai lui. Cei săraci sunt totdeauna cei mai batjocoriți de cei îngânfați. Săracii sunt socotiți totdeauna cei mai proști, cei mai înapoiați, cei mai vrednici de dispreț și cei mai incapabili. Dintre ei se crede că nu poate ieși nimic bun. Dintre ei se zice că nu se poate ridica niciun proroc. Dintre ei, după părerea fariseilor, nu pot ieși decât banalități, decât criminali, decât pleavă și oameni de nimic. Numai Dumnezeu și alege pe ei. Și ce aur divin a descoperit în ei. Dumnezeu, care totdeauna a biciuit cu asprime nebunia îngânfării omenești, a lucrat în înțelepciunea și puterea lui mereu împotriva ei, ținând cu cel slab contra celui tare și cu cel din urmă împotriva celor dintâi. Dumnezeu, pentru că venise să-i mântuiască pe toți oamenii, trebuia să înceapă cu cei mai din urmă, Matei capitolul 20, versetul 8. Fiindcă voia să-i ridice pe toți oamenii, trebuia să înceapă cu cei mai de jos, Matei capitolul 20, versetul 28. Și fiindcă trebuia să împlinească tot ce era scris, Matei capitolul 13, versetul 14 și capitolul 4, versetele de la 13 la 17, a început din Galileea. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile oamenilor și căile lui nu sunt căile lor. Căci el alege pe cele smerite pentru a le face de rușine pe cele tari și alege pe cele din urmă spre a le întrece pe cele din tâi, pentru ca toată slava să fie în întregime numai a lui, singurul care este vrednic de ea, acum și în vecii vecilor. Amin. Numai în lumină umbra ta ți-o vezi, fără de lumină nu vrei să ți-o crezi. Până n-ai puternic Duhului Hristos, nu vei recunoaște că ești păcătos. Numai în calea dreaptă vezi ce e cotit, fără ea nu știe nimeni că-i greșit. Fără o învățătură sănătos dreptar, omul-i ca pe-o mare, noaptea fără far. Numai în unitatea fraților mergi drept, fără ei mergi numai drumul neînțelept. Între frați ești pururi binecuvântat, fără ei poți merge numai la păcat. Numai cu acestea omul e în Hristos. Omul fără ele este un mincinos și înșelat se duce către un orb pustiu și o să vadă asta numai prea târziu. A cerceta sau nu? Nu este permis nimănui să facă afirmații necontrolate. Nu este permis mai ales aceluia care îi învață pe alții, care îi judecă pe alții, care îi combate pe alții. Nu este permis mai ales aceluia care spune altora, cercetează bine. Cei care nu cercetează niciodată bine, tocmai ei, care nu văd deloc cu ochii credinței, se pretind că știu totul cu privire la Hristos. Pentru că nu sunt născuți din nou ca să-L cunoască pe Iisus și să știe unde este El, ei cred că Hristos este colo și colo sau nu este nicăieri.
pretind că el este așa și așa, sau că nu este deloc. Ce nebunie este în această îngânfare neștiutoare? O, ce nimic sunt oamenii care se cred singuri că sunt ceva! O, ce înguști și proști pot fi cei care se pretind că au în întregime numai ei toată știința lui Dumnezeu! Și cât de nebuni trebuie să fie acei care se cred ei singuri înțelepți! Omul care cercetează bine vede cât de puțin cunoaște. Dar numai acela care vede acest lucru este un om înțelept cu adevărat. Cine știe când să vorbească, știe și când să tacă. Fiindcă este o înțelepciune rară să știi să taci când bagi de seamă că vorbești degeaba. Iar când voi veți spune ceva, căutați să fiți totdeauna siguri pe ceea ce spuneți. Fiindcă printre cei care vă aud sau vă citesc, se poate să fie cineva care știe că ceea ce spuneți voi sau scrieți voi este așa sau nu, și să nu vă faceți de rușine sau de păcat. Dacă vreți să-L cunoașteți pe Iisus, cercetați bine. Cercetați bine dacă cei care vă învață îl cunosc sau nu și dacă acolo unde vă duceți voi este sau nu este Hristos. Cercetați bine nu numai învățătura, ci și pe învățători, purtările lor, viața lor și roadele lor. După ce se întâlnește cu Hristos și aude cuvântul Lui, nu există niciun om care să se mai întoarcă acasă tot așa cum a plecat spre această întâlnire cu El, chiar dacă numai întâmplător s-ar fi întâlnit cu Iisus. Într-un fel sau altul, Dumnezeu îi rânduiește fiecărui om, măcar o dată în viață, prilejul să-L întâlnească pe Hristos, să audă cuvântul Său și să-L cunoască, pentru ca să poată primi și el cuvântul lui Hristos și, ascultându-L, să fie mântuit prin împlinirea și trăirea Lui. Auzind cuvântul lui Hristos, fiecare om gândește asupra Lui și îl judecă, dacă este un om cu judecată, sau îl ascultă, dar nu-L aude și pleacă mai departe fără să-i pese, dacă este un om ușuratic. Sau ascultă, dar se împotrivește cu ură, cu mânie și cu dispreț, dacă este un om ticălos. Necunoașterea este una, dar nepăsarea este cu totul altceva. Cea dintâi are iertare, dar cea de-a doua nu. Poate să nu fie cineva vrăjmaș pe față. Dacă este nepăsător față de Dumnezeu, omul se arată tot necredincios și este tot pierdut. Evrei, capitolul 2, versetele de la 1 la 4. Unii vor să creadă rău și nu bine. Adică vor să creadă, dar vor să creadă că lucrarea Domnului este rea și dăunătoare poporului lor sau intereselor lor. Și vor să creadă așa, fiindcă lucrarea lui Dumnezeu le amenință păcatul lor sau cultul lor. Și atunci iau atitudine împotriva lui Dumnezeu, urând lucrarea Lui și luptând contra ei. Dacă unii cercetează cu patimă și cu ură, iau de-a gata părerile rele ale altora, însușindu-și-le, sau judecă sucit credința numai după faptele unor creștini răi. Astfel, ei devin vrăjmași ai lui Hristos cel viu și potrivnici voii Lui. Dacă ar fi sinceri și dacă ar cerceta personal și cu deamănuntul, e cu neputință să nu ajungă la credință. Matei, capitolul 21, versetul 29. Dar așa, ei sunt pierduți. Ușurătatea este o mare primejdie. Cei puțini, care iau lucrurile în serios, când aud cuvântul Domnului Iisus și gândesc adânc, cinstit și curat asupra Lui, fiind convinși de adevăr, îl primesc îndată cu bucurie. Și renăscându-se din nou, se înnobilează din nou, după chipul Domnului, cel cu care se străduiesc să ajungă asemenea. Înapoi acasă se întoarce fiecare de la Hristos, schimbat total față de felul cum a venit. Va fi ori mai bun, ori mai rău decât la venire. Va fi ori izbăvit de toate păcatele sale, ori mai încărcat cu încă unul din cele mai mari păcate, cu acela al urii sau al nepăsării față de Hristos, păcat care este apoi nespus mai mare și mai greu
decât toate celelalte păcate de până atunci, fiindcă pe acesta îl face după ce aude și cunoaște pe Dumnezeu. Lumea aceasta și viața aceasta sunt un loc unde toate sufletele vin, după voia lui Dumnezeu, pentru a se întâlni cu Hristos și cu cuvântul Său, pentru ca apoi să fie mântuite prin urmarea lui Hristos și pentru ca fiecare să aleagă calea care îi convine să o ia față de El, alegându-și astfel, de bunăvoia Lui, fiecare locul unde dorește să-și petreacă veșnicia. În curând, fiecare om se va întoarce iarăși în lumea duhurilor din care a venit în lumea aceasta. Dar niciunii dintre noi nu ne vom mai întoarce înapoi tot așa cum am și venit în lumea aceasta. Ne vom întoarce în veșnicie pe drumul pe care fiecare ni l-am luat de la întâlnirea cu Hristos. Ori cu Hristos, pe drumul luminii și al fericirii veșnice, ori de la Hristos, pe drumul cu Satan, spre osândă și pierzare veșnică. Matei, capitolul 25, versetul 46. Gândește-te foarte serios asupra poziției, asupra atitudinii pe care tu o iei acum față de Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul tău mântuitor și viața veșnică, pentru că de atitudinea pe care tu o iei acum față de Iisus atârnă tot viitorul tău veșnic. Dacă ai o minte curată și o judecată cinstită, vei ajunge sigur la credința lui Iisus Hristos, la dragostea față de El și la umblarea cu El pe totdeauna și vei fi pe totdeauna cu Hristos. N-am auzit niciodată o făgăduință mai strălucită și n-am scris niciodată un cuvânt mai cutremurător ca acesta. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Nu este nicio altă cunoaștere mai strălucită și nu este nicio altă libertate mai nobilă decât aceasta. Adevărul este puterea pătrunderii tainelor lucrării lui Dumnezeu și încredințarea fericită a acestora. Adevărul este lumina înțelegerii limpezi a tuturor celor văzute și nevăzute. Adevărul este cea mai desăvârșită minune pe care o face Duhul Sfânt în viața unui om. Adevărul îl identifică pe om cu Dumnezeu. Adevărul este înalta și desăvârșită limpezime și odihnă a minții, pătrunsă în realitățile cerești și în dezlegarea lor. O, Dumnezeul adevărului, dă-ne harul acesta, cel mai înalt cu putință de atins pe pământ unui muritor. Amin. Adevărul și datoria. Îi este cumplit de greu unei ființe omenești care nu poate avea în lumea asta nicio casă. Este de neînchipuit de greu fără chiar niciun loc pe lume unde omul să-și plece capul. Toți oamenii au undeva o casă. Oricum este casa asta, dar o au. Mântuitorul nostru, El, Cel prin care noi toți le avem pe toate, El însă nu avea nici chiar atât în lumea asta. Până când Domnul Iisus nu le spusese oamenilor tot adevărul și atât de deslușit cum li-l spusese, mai erau încă mulți care îl adăposteau prin casele lor. Dar când El le-a învățișat deschis și clar tot ceea ce cerea Dumnezeu de la fiecare din ei, nu s-a mai găsit niciunul care să-L mai cheme și să-I mai dea un adăpost în casa Lui. Fii binecuvântat, trimisule al adevărului, care nu te târguiești cu cei care vor să-L cumpere mai ieftin, ci rămâi la prețul cerut. Chiar dacă nimeni nu ți-L cumpără niciodată și tu trebuie să trăiești și să mori sărac, nu te târgui. Nu este om mai bogat decât tine când ai adevărul. Până ce nu iubești încă pe nimeni, poți să-i iubești puternic și egal pe toți oamenii. Căci până nu ești al cuiva în totul, tu poți fi al tuturor deopotrivă. Până ce nu faci un gard și nu sapi un șanț de jur împrejur, până ce nu bați în pământ patru stâlpi ca să-ți pui un acoperiș și până ce nu ai o cheie pe care să o ții în buzunarul tău, da, până atunci tu ești un slobod de robia oricărei proprietăți. Până atunci nu te superi cu niciun vecin,
Nu te temi că-ți mută nimeni semnul hotarului și nu tremuri de frica niciunui hoț. Până atunci ești cu adevărat fericit. Până când nu ești mărginit de orizontul strâmt al unui sat, al unor interese, al unei case, ci te bucuri liber și de soare și de ploaie și nu te neliniștește niciodată lăcomia, până atunci casa ta poate fi pretutindeni, iar mama și frații tăi pot fi toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Miile de hectare de pământ pe care le poți vedea cu ochii sunt toate ale tale și pe tot locul unde îți străbat picioarele ai livezi de pomi și proprietăți fericite, de care te bucuri fără să le atingi. O, ce bogat poate fi cel ce n-are nimic! Oriunde vei merge în numele lui Isus, bucata de pâine de care ai nevoie, muncind cinstit, cineva o va pregăti pentru tine și adăpostul îl vei găsi de la Dumnezeu. Numai în Hristos ești liber de toți și stăpân peste toate. Trăind în înfrânare și în iubire, toate lucrurile lui Dumnezeu îți sunt prietene și îți dau cu bucurie totdeauna puținul de care tu ai adevărata nevoie, dacă tu te poți într-adevăr mulțumi cu aceasta. Câteva fructe pe zi și un adăpost peste noapte îți dă fiecare câmp sau pădure muncind. Iar Dumnezeu și pacea Lui, care întrece orice pricepere omenească, îți dă așternutul care te odihnește mai plăcut ca orice palat împărătesc. Cu Hristos odihnești pe iarba moale, lângă un tufiș, mai bine decât împărații pământului în cel mai moale pat al lor. Munca, smerenia, înfrânarea și mulțumirea cu cât ai te vor face oricând și oriunde și sănătos și fericit. Neputând fi împiedicat de nimic a da tuturor totul și nefiind silit de nimic să ceri cuiva ceva, poți să te bucuri în libertatea deplină a adevărului față de toți. Nu ești silit să spui ce nu trebuie să spui, nici să taci ceea ce știi că ai datoria să vorbești. Nu ești silit nici să acoperi nelegiuirea cu știința și nici să vinzi suflete și trupuri pentru a trăi din acest preț cea mai ticăloasă și mai netrebnică viață trupească. Nu poți fi oprit de nimeni ai căuta pe cei care au nevoie de Dumnezeu și nici ai părăsi pe cei care au nevoie de tine atunci când tu ești un suflet de plin slobod în Hristos. Căci numai când ajungi slobod față de toți, te poți face robul tuturor pentru Dumnezeu. Domnul Iisus vine dis de dimineață în biserică pentru a-i putea primi pe toți, începând de la cel mai dintâi. Domnul Hristos vine cel dintâi la templu pentru a putea asculta și cele mai dintâi rugăciuni. Vine ca să-L vadă pe fiecare când vine și ca să ne învețe pe noi toți că fiecare trebuie să fie cel mai dintâi în toate. Tit, capitolul 3, versetul 8. Chiar și la biserică, în locașul Domnului. Sculați-vă, cei cărora vă place să leneviți în patul vostru, cu mâinile încrucișate, în starea dulceagă și pudredă a păcatului, când ar trebui să vă rugați, să privegheați și să vă grăbiți la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, la sfintele rugăciuni ale bisericii. Sculați-vă acum la mântuire, căci când vă veți scula din morminte, va fi numai judecata. Treziți-vă, cei care vă duceți la biserică sau la adunare, când este aproape să se încheie totul cu amin, în loc să vă duceți dis de dimineață, de la început, așa cum a făcut și Domnul. Treziți-vă acum, mai înainte, ca să nu vă treziți numai în iad. Învățați toți de la Hristos Domnul cum trebuie să vă purtați în biserică, căci este o batjocură și un păcat ceea ce se vede la foarte mulți care vin la ascultarea Evangheliei când totul e pe sfârșite. Sau vin numai ca să poată și ei spune că au fost. Voi, care sunteți gata de plecare cu mult înainte, nu plecați până la sfârșit. Unde vreți să mergeți voi, toți cei grăbiți, când trebuie să fiți acolo? Și ce faceți voi în timpul cât Domnul vă așteaptă, iar alții se tot uită și întreabă după voi? O, fiți cu toții silitori spre biserică și spre adunare.
căutați să fiți cei dintâi acolo cu Isus, căci El vă așteaptă pe toți și ține seama de fiecare când vine. Căci în biserică nu mergi la om și nici să nu mergi la om. Casa Sfântă nu-i casa vreunui om, ci este casa lui Dumnezeu. Luca, capitolul 19, versetul 46. Să nu ascultați acolo omul, ci să-L ascultați pe Dumnezeu. Nu privi acolo pe nimeni, ci privește-L numai pe Hristos. Și nu te gândi acolo la nimic altceva decât la voia Lui. Hristos Domnul vine în templu pentru tot norodul. El îi ascultă acolo pe toți. El ia seama cum se roagă, ce cere, ce face și ce gândește fiecare suflet din tot norodul venit acolo la rugăciune și ascultare. Nu uitați nicio clipă și niciuna din acestea, voi toți care mergeți și trebuie să mergeți în casa Domnului. În noaptea în care nu dormise Isus, nici diavolul nu dormise, dacă nu dormise Domnul. După cum Hristos umblă căutând cum să mântuiască sufletele, și diavolul umblă mereu căutând cum să le piardă, căci diavolul este un imitator nerușinat. Există locuri stăpânite de Dumnezeu și de Duhul Său Sfânt. Pe acolo, când mergi, sufletul simte puterea și mireasma cerului cuprinzându-l. Atunci omul își vede stricăciunea în care a trăit și îl cuprinde scârba de viața trăită în păcate. Atunci îndemnul Duhului este mai puternic, iar sufletul care îl ascultă și îl primește scapă de robie, devenind un liberat al lui Hristos Domnul. Există și locuri stăpânite numai de diavolul, locuri unde stă păcatul și domnește răutatea. De acolo Dumnezeu și-a retras prezența sa, iar diavolul stăpânește de plin prin duhul rău. Când te apropii de astfel de locuri, simți ori groaza diavolului amenințând, ori puterea patimii și a dorinței după păcat, cuprinzându-te molatec și adormitor în patul morții. Îl simți pe Satan trăgându-te spre prăpastie cu mii de brațe moi, dar cumplit de puternice. Atunci judecata ți se adoarme, puterea te părăsește și voința ți se frânge. Și dacă nu întorci la timp, ori dacă după aceea nu te smulge Dumnezeu din laț, cazi pe totdeauna în focul cel nimicitor. Există ființe pe care puterea lui Dumnezeu le însoțește aproape văzut și ori de câte ori ești lângă ele, îți pare că ești lângă Hristos și simți numai îndemnurile sfințeniei. Dar există și ființe care sunt stăpânite cu totul de puterea diavolului. Simți această putere cum se luptă să te învăluie și pe tine. Și atâta timp cât ești lângă ele, simți numai îndemnuri pătimașe spre păcat. Numai gânduri nechipzuite și ademeniri viclene, care îți întinează și îți chinuiesc atât duhul cât și mintea ta. O, Dumnezeule, scapă-ne de acestea! Amin. Doamne, sunt din nou un tânăr la cei 20 de ani. Parcă în zbor înalt sunt vulturi peste munții diafani. Parcă-s vânt de primăvară peste un câmp de trandafiri. Parcă-s iezer ce sărută cerul unei largi iubiri. Toate zările trecute s-au făcut un tânăr vis și cu el în brațe-mi trece îngerul cu zbor deschis, legănând spre veșnicie două crengi în drag salut și împletind în roi de raze imnul sfânt abia început. Strălucește-mi, soare veșnic, peste tânărul izvor, zboară-mi, îngerul iubirii, legănând finicii de dor, și împletiți-vă, miresme, peste munții diafani. Tinerețe, stai-mi veșnic la cei 20 de ani.